De fapt, cred că cel mai plăcut sentiment este să-ți depășești limitele pe care ți le impui singur și să ieși din zona ta de confort. Ideea de moralitate, corectitudine a existat în interiorul meu dintotdeauna. Am descoperit faptul că îmi place să îmi argumentez ideile, să-mi susțin ideile, să am curajul să le exprim și cred că facultatea de drept asta presupune. Curajul de a-ți susține propria opinie, curajul de a dezbate, de a nu fi de acord întotdeauna cu ceea ce ceilalți susțin. Ce am observat încă din primul semestru, cred, la facultatea de drept, este că modul meu de gândire parcă s-a resetat complet, în sensul că am ajuns să pun totul la îndoială. Am început să caut orice informație din cât mai multe surse, să privesc în profunzime, chiar și când mă uitam la știri, înțelegeam totul absolut diferit. Să te gândești dacă te vezi într-o sală de judecată sau dacă te vezi lucrând cu oamenii foarte apropiat de oameni. Dacă te vezi ascultându-le problemele, dacă te vezi rezolvându-le sau depunând efort în încercarea aceasta de a le rezolva problemele, dacă te vezi susținându-ți ideile, dacă te vezi având curaj să le susții, să ai încredere că totul va fi bine în cele din urmă. Facultatea aceasta nu este atât de dificilă. Cea mai frumoasă și cea mai utilă experiență a mea din cadrul facultății a fost cea unui proces simulat. Și anume unul organizat de către ELSA, a fost pe drept penal. Și a fost efectiv momentul în care eu am constatat că sunt făcută pentru asta. A fost o confirmare de care aveam nevoie în sinea mea, pentru că în fața noastră la acel proces simulat erau practicieni și ne-au spus diferite lucruri, ne-au dat sfaturi. Și tot atunci am avut ocazia să pun în practică lucrurile pe care le-am învățat, ceea ce a fost o adevărată provocare și atunci am ieșit cu adevărat din zona mea de confort și atunci se întâmplă cele mai bune lucruri. În ultima perioadă, în ultimii ani, cred că Iașiul s-a dezvoltat foarte mult, cel puțin din punct de vedere cultural. Există o multitudine de proiecte în care se pot implica tinerii și în cadrul facultății de drept. Participarea în cadrul asociațiilor, desigur, e un plus. Participarea la conferințe. Am cunoscut foarte mulți oameni, ne-am închegat, suntem împreună și la bine și la greu. Facultatea de drept unește oamenii în cel mai pur sens.